Juniorii republicani își reiau activitatea la finele săptămânii în competițiile fotbalistice Under-19 și Under-17. Sezonul de primăvară regăsește CSS Drobeta cu ambele grupe în play-off-ul național, în vreme ce Luceafărul Drobeta e reprezentat de o formație în play-off și o alta în play-out. CSS Drobeta evoluează cu ambele grupe duminică 19 martie pe stadionul Ion Floricică din Șimian, împotriva omologilor de la CSM Reșița. Meciurile sunt din play-off. La juniorii sub 17 ani, duelul programat la ora 14 e foarte important, deoarece doar un punct le desparte pe cele două combatante. Reșițenii sunt pe locul 3 cu 25 de puncte, în vreme ce severinenii sunt o poziție mai jos cu 24 de puncte. Total diferit stau lucrurile la juniorii sub 19 ani. CSM Reșița vine duminică de la ora 12 din postura de lider cu 39 de puncte, în timp ce școlarii de la Malul Dunării sunt pe ultimul loc cu 11 puncte. La Luceafărul Drobeta, primul meci din 2023 îl vor avea juniorii sub 19 ani sâmbătă de la ora 12 pe stadionul Severnav. Poziționați pe locul secund cu 31 de puncte, Luceferii primesc vizita lui CSS Lugoj, echipă aflată pe locul 4 cu 19 puncte. Grupa fotbaliștilor sub 17 ani de la Luceafărul Drobeta va sta în primul joc al anului din play-out.